O femeie care a pretins că este bolnavă de cancer a reușit să păcălească sute de oameni și a strâns astfel suma de 35.000 de euro din donații. Medison Russo, în vârstă de 20 de ani, și-a prezentat lupta cu cancerul pe rețelele de socializare. Ea a pretins că strânge bani pentru tratament și astfel a reușit să adună o sumă fabuloasă. Tânăra din Statele Unite este acum acuzată pentru furt și trebuie să returneze toți banii. Ea a recunoscut în final că este sănătoasă și că nu a avut cancer. A declarat la sentință că a mințit că este bolnavă în încercarea de a-și reuni familia. Aceasta a primit o pedeapsă de 10 ani cu suspendare după ce a mințit că are cancer pe rețelele de socializare. Pentru a strânge bani. De asemenea, ea va trebui să plătească peste 39.000 de dolari ca despăgubire și o amendă de 1.370 de dolari. Ruso a strâns donații de la 400 de persoane, spunându-le prietenilor, familii și urmăritorilor ei care are cancer pancreatic, leucemie acută nedefinită și o tumoare de mărime a unei mici de fotbal în jurul coloanei vertebrale. Ruso împărtășea mereu detalii despre presupusa ei boală prin intermediul contului ei de TikTok. În iunie, ea a recunoscut în fața instanței că și-a înșirat boala și a pledat vinovat de furt de gradul 1. S-a înșelat prietenii, familia, comunitatea ta, alte victime ale cancerului, organizații de caritate și străini care au fost motivați de presupusa ta poveste tragică. Reacția mea inițială, sinceră, a fost că această cauză îndelungată de înșelăciune a fost motivată de lăcomie sau poate de faima din social media, a relatat judecătorul din Comitatul Scott. În ianuarie, martorii anonime au început să raporteze inconsecvențe în poveștile ei la Departamentul de Poliție. Poliția a cerut dosarele ei medicale și astfel tânăra a fost deconsiderat. Inspirată. La percheziția casei lui Russo, poliția a găsit obiecte de care tânăra se folosea pentru a demonstra că are cancer: o perucă, perfuzii, pompe de hrană și pansamente pentru răni. În timpul declarației sale de la tribunal, Russo a spus că se roagă pentru cei răniți de decizia sa irrațională și pentru daunele care au rezultat din acțiunile sale. Nu am făcut acest lucru pentru bani sau lăcomie, nu am făcut asta pentru atenție. Am făcut acest lucru în încercarea de a-mi reuni familia, provin dintr-o familie extrem de destrămată, a spus aceasta. Rel Plata știrile protv.ro